Ți-am promis că o să pornesc astăzi dimineață cu explicarea câtorva lucrări din galeria Ieța și m-am oprit prima dată la această lucrare care este acum în geam și care este pe acest fundal foarte frumos. Și asta nu pentru că e frumos amplasată, ci pentru că lucrarea aceasta povestește un pic mai mult decât despre ea însă și de aceea am și ales-o. Lucrarea se cheamă Familie și a fost expusă prima oară în 1984 la Köln, într-o foarte mare expoziție pe care Peter a avut-o acolo la Galeria Baukunst. Se cheamă Familie pentru că, uite cum vezi și tu, are acest element care este al treilea element, dacă ne uităm la cele două elemente principale în care unul este mai jos și unul este mai sus, feminitatea și masculinitatea unui cuplu care formează familia, a adăugat la un moment dat acest mic element care este elementul al treilea pentru că acest element însă n-a fost apărut de la început. Există o primă variantă de expunere, aceea din 84 a lucrării, care nu avea acest element. Elementul a fost adăugat ulterior, pentru că în viața artistului a apărut un element de biografie care a fost foarte important pentru el și asta s-a întâmplat în 87, când s-a născut Andrei, băiatul nostru, băiatului Peter Ieța. Până atunci, însă, această lucrare vorbește foarte simplu. E o lucrare abstractă, suficient de abstractă, în care ideea de cuplu și de îmbrățișare este sugerată prin mișcarea celor două brațe și prin ușoară intervenție asupra capului celor două personaje. Dar nu pentru această frumusețe a ei personală am ales lucrarea, ci pentru că ea vorbește despre un proces care a fost foarte specific lui Peter și de aceea astăzi încerc să ilustrez acest proces prin câteva lucrări. Lucrarea exista, preexista aceste expuneri din 84 și ea apăruse prima oară în creația lui Peter în anul 10 ani mai înainte, în 74, sub o formă total diferită și sper să se poată vedea aici. E o mică machetă care era macheta făcută pentru o lucrare monumentală, deci era un fel de cadru al unei lucrări monumentale care îl viza pe Traian Vuia. Peter a participat la un concurs pentru monumentului Traian Vuia și a făcut mai multe variante din această compoziție, una dintre ele având ca fundal aceste elemente arhitecturale. Dacă vom vedea cu atenție însă, ceea ce în 74 erau niște elemente arhitecturale, 10 ani mai târziu Peter a venit și le-a întors. Într-un mod foarte simplu și a dat seama că această deschiderea a brațelor pe care le avea lucrarea îi permit să îi dea altă expresie. Și acest proces prin care pentru Peter elemente formale, elemente de formă, de formă a sculpturii, de așezarea volumului în spațiu, aveau o altă semnificație în funcție de felul în care ele erau inserate în spațiu, l-a însoțit foarte multă vreme în creația sa. Și am ales în mod aleatoriu câteva asemenea exemple. Ca să pornesc cu începutul, există la Muzeul de Artă Contemporană din Galați o lucrare de lemn care se cheamă Icar și care este o bucată masivă de lemn într-o poziție anume, care câțiva ani mai târziu a luat alte forme de expresie, fie punând acea lucrare verticală. Icarul era simbolul acela al înălțării și al eșuării acestei aspirații de înălțare. Pentru Peter, forma aceea pe care a găsit-o într-un lemn a avut trei succesive elaborări, care elaborări au însemnat pentru el formele de Icar 1, Icar 2, Icar 3, cea de-a treia variantă ajungând la Bienala de la Veneția în 78 ca o formă verticală în poziție inversă față de cea pe care o analizase de fapt inițial. Și atunci ideea este că Peter lua formele din jurul său,
le analiza și uneori le destructura pentru ca să le așeze într-o altă variantă structurală, să le așeze altfel. Același lucru aș putea să-l exemplific tot cu fotografii, pentru că imaginea ta ne permite să ne jucăm și cu fotografiile. Aici sunt niște forme care le-aș putea integra într-o tematică a mulțimii. Peter a fost preocupat de această tematică a mulțimii și o sugera această multitudine de personaje, o sugera prin figuri verticale care se așezau unele lângă altele, sugerând această forță pe care multiplicarea umană o dădea. Această verticalitate care sugerează forță, energie, această putere care se adună împreună, în momentul în care însă a avut-o în mână și s-a mișcat cu ea în mână, a văzut că poate avea și o altă expresie în momentul în care lucrarea este culcată. Și de la această mulțime, care era o lucrare de un anumit dinamism, ajungem la această variantă pe care o selectează mai târziu în creația sa și o creează independent, de respectiv o individualizează și o autonomizează în creația sa, care este această lucrare se numește plutire, în care aceleași elemente multiple, în momentul în care sunt dispuse orizontal, creează o cu totul altă emoție și induc starea aceasta de visare, de plutire, de reverie, pe care orizontala, asemănătoare cu mișcarea valurilor sau cu mișcarea mării sau a apei în general, o poate induce. Un exemplu la fel de spectaculos, aș spune, îl privește o altă succesiune a unei lucrări care a avut mai multe variante. Pornită inițial de la o apropiere între două personaje, această temă este recurentă a cuplului, a personajelor care se apropie, este recurentă în creația lui Peter și merge până târziu, până la sfârșitul creației sale. Uneori este lăsată în plan secund, alteori apare în prim plan, în funcție de impulsurile și de stările pe care le traversa artistul. Dar această compoziție, care în acest moment este o compoziție a două personaje așezate, în care elementul de bază este mai stabil, picioarele sunt bine înfipte în pământ și partea de sus are momentul de punctul de contiguitate prin atingerea brațelor, la un moment dat Peter a întors-o și lucrarea care s-a născut astfel are un alt punct de greutate. Are un punct de greutate care se centrează spre zona dinăuntru. Uite că în acele brațe care se ating devin un spațiu, în spațiu interior devin punctul central al unui gol care este străjuit de o formă închisă și lucrarea își capătă o cu totul altă semnificație și o altă emoție. Căutările acestea succesive erau proprii lui Peter și ele au dus la variante multiple, care toate aceste variante sunt cuprinse în ceea ce am lucrat în anul 2000 împreună cu Peter, în acest album care cuprinde catalogul integral al lucrărilor sale și în care lucrările sunt numerotate, catalogate și se face referirea la lucrarea în discuție, se face referirea și la variantele succesive pe care lucrarea respectivă le-a adus. Până când Peter selecta forma care îi convenea și care considera că este cea mai cuprinzătoare pentru ideea pe care el o transpunea în lucrare. Forma care a rămas ca formă definitivă este această apropiere pe care, care este una dintre lucrările
reprezentative ale lui Peter și care, pe care a reluat-o și în variantă mai mică, ajungând un fel de semn, simbol al comunicării, pentru că presupune acest cerc între două entități care le apropie și le ține împreună într-un fel de cerc al comunicării. Forma în care acest joc al sensului pe care dispunerea în spațiu îl impune, acest joc și-a găsit apogeul și ca formă de expresie și-a găsit expresia cea mai concludentă în momentul în care Peter a conceput altarul Bisericii de la Sfântul Gheorghe. Este vorba de o biserică romano-catolică în care are drept patron pe Sfântul Gelert în maghiară. Sfântul Gerar era un episcop, episcopul de Cenad, care a catolicizat zona aceasta a Banatului și care este patronul Bisericii de la Sfântul Gheorghe, pe care Peter a împodobit-o cu altarul și care mai va avea și drumul crucii, de care o să ne ocupăm poate altă dată. Această legendă a Sfântului Gerar, a Sfântului Gelert, care este în biserica de la Sfântul Gheorghe, spune că episcopul, atunci în încercarea sa de a propovădui credința cristică, a fost pedepsit și a fost aruncat la vale de pe un deal. Așadar, era vorba despre căderea fizică, căderea umană, această pedeapsă pe care Gelert a primit-o și care este urmată imediat, asemenea modelului cristic de înălțare, prin înălțarea și sanctificarea lui Gelert ca Sfântul Gelert al Cenadului, ca Saint Gelert al Cenadului. Formal, Peter a rezolvat această problemă făcând o figură umană foarte stilizată, aceeași figură umană pe care a pus-o într-o compoziție descendentă și ascendentă în etapa imediat următoare, în faza imediat următoare. Modul acesta de a se juca cu semnificația pe care așezarea, dispunerea în spațiu a formei sculpturale o are, l-a însoțit întreaga viață și în altarul de la Sfântul Gheorghe acest lucru se vede aproape didactic, pentru că coborârea este urmată de înălțare, asemeni întregului model cristic în care căderea și sacrificiul uman într-un plan inferior, acela al coborârii, este urmată de idealizarea și de sanctificarea și de transferul într-un alt spațiu spiritual. Aceasta este mica poveste a lucrării de la care noi am pornit, pentru că ea vorbește nu numai despre sine ca obiect, ci vorbește despre un întreg proces de creație prin care sculptorul a folosit datul pe care l-a avut în jurul său pentru a-l transfera și pentru a-l folosi în sculptură în mod semnificativ.